Au intrat în vigoare amenzi mai mari. Ordonanța de urgență care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respectă regimul stării de urgență a intrat în vigoare de vineri de la ora 0. Astfel, amenziile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare au crescut și sunt cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei față de 105.000 de lei cât erau până acum. Amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanțele militare a crescut de la 1.000 de lei cât era până acum la 10.000 de lei. Amenda maximă pentru persoanele juridice rămâne 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, alături de jandarmi, polițiști locali și militari, continuă acțiunile pentru verificarea modului de respectare a reglementărilor legale instituite în această perioadă a stării de urgență. Au fost constituite mai multe dispozitive de ordine și siguranță publică și puncte de verificare, iar forțele de ordine acționează pentru aplicarea măsurilor stabilite prin ordonanțele militare adoptate, scopul activităților fiind prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19 și totodată pentru combaterea criminalității sub toate formele ei. Reamintim faptul că începând cu data de 3 aprilie 2020, valoarea sancțiunilor contravenționale ce pot fi aplicate de către autorități a fost majorată, quantumul fiind cuprins între 2.000 de lei și 20.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 10.000 de lei și 70.000 de lei în cazul persoanelor juridice. De asemenea, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activității, desființarea unor lucrări, refacerea unor amenajări. Vă rugăm să rămâneți în casă pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, să părăsiți locuința doar în situații excepționale prevăzute de lege. În plus, au fost introduse și sancțiuni complementare pentru cei care nu respectă prevederile legale, după cum urmează: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului la respectivele bunuri prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activității, desființarea unor lucrări, refacerea unor amenajări. Măsurile complementare de sancțiune vor fi aplicate în funcție de natura și gravitatea faptei, conform poliției. Amintim că deplasările trebuie justificate cu declarație pe proprie răspundere sau cu adeverință de angajator.